Salut, comunitatea Marvel, Leonidas a revenit cu un clip foarte important pentru mine, sentimental. O să vreau să dau la R5 un erou care este cel mai îndrăgit de mine din toate caracterele Marvel, specific Marvel. Deci este și level up, da? Deci este eventul de level up și dacă tot eventul de level up, am și niște resurse, am încercat deschiderea anterioară să iau de la 4 la 5 și nu a reușit și atunci dăm cu resurse. Deci caracterul meu favorit din Marvel se numește noul buff a lui Iron Man. Deci se numește Iron Man și buff-ul care l-a dat acum, sincer, chiar îmi place. Am vrut să se ducem la R4. Deci asta este Iron Man. Iron Man, caracterul și eroul meu favorit din Marvel. La noul buff i-a dat, la noul update s-a dat și buff. Nu fac momentan gameplay, o să vreau să fac gameplay după ce îl duc la semnătură 200. Este importantă semnătura? Destul de multă. Deci în crește potency of the armor. Cred că la 200 ajunge pe la 35% și regenerarea, dacă dai de două ori pe bloc, când dai special attack, double the amount of block velocity gaining during the opponent special attack. Când este sub 15% se regenerează 52% și mi se pare la maxim ajunge la 65% pe 6 secunde. Dacă apeși de două ori pe bloc când dai SP-ul, regenerarea crește cu 50%. Bun, deci Iron Man poate să blocheze atacurile blocate de la mutanți, specific mutanți, și ia 3609,38 bloc pe fensiv during the opponent special attack. Personal, prin Chris Anonac, crește armura cu 428, durând până la 5 armuri. Când are armură, este imun la Cold Snap, Frostbite și Incinerate. Perfect. Personal armor up mărește și critical resistance și nu pot fi anulate prin nullify, care e super ok. Abilitatea poate fi modificată doar de cosmici. Și când expiră natural, pune un power lock de 0,2%. Da, deci o să mă uit mai mult în detalii, ca să nu stau să citesc un jumătate de an. Și o să fac un gameplay, urmează un gameplay. După ce îl duc la semnătură 200, urmează un gameplay. Deci, deocamdată, potenția la armor sunt 26 și se generează 50%. Mi se pare că mai am niște semnături. Hai să vedem dacă îl aducem la 116 și îl ducem la 150, ia să vedem cât se duce de la 26, se duce la 29, da, cred că am zis bine, la 36 parcă, și ăsta 58 și la 65, dacă tot la 65, îl ducem la maxim.
Nu fac momentan gameplay-ul până nu dau semnătură maximă și vreau să fac un gameplay cu SMG și fără SMG. Și o să încerc să fac cât mai variat și în toate, să fac și în AQ, să fac și în Eternity of PS și în toate, în cât mai multe variante și cu cât mai mulți eroi. Deci cam asta a fost level up-ul. Eroul meu favorit, Iron Man, R5. 6 stele R5. Sinergii? Nu are sinergiile foarte, nu i-am îmbunătățit sinergiile, are doar Captain America, clasic, o armură, cu Ultron, 155 critical rating, perfect bloc cu Thor J. Foster și perfect bloc cu Thor și cu War Machine. Deci la sinergii nu o să face bine, deci cred că nici o să fac cu sinergii, o să fac fără sinergii. Poate doar cu Ultron, în fine. Și cam asta e. Deci asta a fost level up-ul de data asta, Iron Man. Gata. Scurt și la obiect. Eroul meu favorit din Marvel. R5. Leonidas, ne vedem în următorul clip pentru gameplay. Mai bine.